primul meci pe Ghencea? Primul meci de Ghencea a fost meciul amical cu Roma. Cu Roma. Roma. Da, asta a fost primul meci cu care am jucat. Și... Da, da, exact, 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 exact. Și a fost la fel, emoție foarte mare, că a fost stadionul, a fost plin, a fost atmosfera bună. Și astăzi când am văzut, când a venit mulți jucători de Fiorentina, Montolivo, Giraldino, Frei, bine, Adi, care a jucat acolo. Pe 2008 a fost un match care noi am jucat cu Fiorentina Champions League. Sia a pierdut 1-0 și la fel, eu tot timpul glumesc cu Adi că el a jucat mijlocaș stânga și eu am fost fundaș dreapta. Și am luat cartonaș roșu. Galben. Da. Și am zis pe el, băi frate, ai ții minte când noi am jucat meciul, primul contact nostru, am lovit, am intrat cu un tren, pe el. Și am zis, bă, da, a fost. Toamna lui 2008. Da. Da. Ghencea stadionul arhi plin, bulevard, nu aveai loc să Ce senzație e, Pavel, atunci, în momentul ăla? Știi cum e visul. E visul când joci pe Champions League, stadionul e plin. E visul pentru toți fotbaliști care sunt. Pe momentul ăsta aștept. Aștept ca să fie meciul. Pentru asta trăiești. Da. Pentru asta lucrez pe antrenament, fac ce mai bine ca să fie bun, și după este asta, mâncare, cum se zice pe Polonia, meciul frumos pe Champions League. Și cauza asta am fost foarte fericit pe 3 ani în care am stat aici, că ce am zis, am jucat și pe Champions League, și Liga Europa, atunci... Ai avut ocazia să lucrezi cu Hagi? Da. Stoichiță a fost antrenorul, Bergodi a fost antrenorul. Da, atunci bine înțeles că și asta pe Polonia mulți jurnaliști s-au întrebat pe mine, cum tu ai fost acolo 3 ani și a fost, nu știu, 7 sau 8 antrenorul, Munteanu, am zis, stați cu patronul, cu Gigi Becali, nu e așa ușor, și a fost niște momente, și cu antrenorul, exemplu, a fost o situație, acum pot să zic, când noi am jucat meciul cu Ucluș pe Ghencea. Ucluș atunci a fost, cred că, ultimul loc, și pe pauza noi am condus 1-0 și Gigi Becali a intrat pe vestiar la pauza și a început să vorbesc, băi, ce faceți voi, ultima echipă, trebuie să câștigați mai mult. Și atunci a fost antrenor Cristiano Bergotti și a zis frumos, mister, eu sunt șeful aici pe vestiar, tu ești patron, dar te rog frumos, nu zici acum pe vestiar, eu sunt antrenor, da? Și a zis pe Gigi. L-a dat afară. Da. Uitați-vă că ai fost acolo. Da. L-a dat afară, Bergotti, dar și noaptea următoare l-a dat afară. Și după a fost schimbarea pe antrenorul. Dar și Cristiano nu a zis urât. A zis frumos, fața de jucător, dar a zis frumos, că așa, asta e semna și pentru noi, pentru jucători, a fost un signal că e un antrenor cu caracter puternic, nu lasă așa, că el e responsabil de rezultate, patronul e responsabil de toată chestia ce semna cu banii, cu restul, știi? Și cauza asta a dat afară, dar după... Dar a fost ciudat pentru tine să vezi patronul că vine în vestiar la pauza meciului? Eu nu am văzut niciodată așa pe Polonia, știi? Când am venit aici, am auzit și multe de patron, că el e tot timpul cu emoție, după meci, tot timpul da interviu, așa, și a fost un moment bine, la fel, pentru mine, când atunci eu nu am înțeleg bine limba, dar meciul a fost, cred că, cu Sparta Praga
și, și patron la fel a zis, eu am gândit că Gulanski este jucător genul Roberto Carlos, știi? Și, și după Baciu a zis pe mine, băi, Roberto Carlos, ce faci? Și am zis, ce Roberto Carlos? Ce zici de Roberto Carlos? Și a povestit pe mine, uite, Gigi Becali a zis așa, și știi, pentru mine a fost ok, Roberto Carlos e altul level și altul post, dar asta a fost momentul, dar exemplu, ultima întâlnire cu Gigi Becali a fost foarte, foarte serios și foarte ok. Sincer, am simțit foarte bine când am terminat contract, a sunat el pe mine și a zis, Pavel, te rog frumos, vină la mine. Am venit și a fost niște probleme atunci cu banii și a zis, știu că trebuie să plătim pentru tine, hai să rezervăm acum, mulțumesc mult, mare respect că 3 ani ai fost aici și am zis la fel, mulțumesc mult că a fost pentru mine, pentru jucătorul care a jucat aici 3 ani, a fost timp senzațional. A fost niște momente greve, dar așa e pe viața, știi? Și am dat mâna cu el și am zis odată, mister, mare respect, mulțumesc, ceau. Dar nu le vreți? Nu. Pentru că după aia a urmat o perioadă, bine, am urmat o perioadă, după aia au revenit cu campionatul, cu clasă. Dar asta a fost, știi, nu gândesc așa ce a fost. A fost decizia mea, nu a fost decizia ușoară că se plec după 3 ani, că ce am zis, am simțit bine, dar și a fost un moment important pentru mine, pentru familia mea, că atunci când am plecat am fost aproape de 30 de ani și am fost fără copii și a fost niște probleme cu asta și am făcut decizia cu soția mea că întorcem pe Polonia, că asta acum pentru noi e cel mai important. Nu fotbal, vrem copii. Și acum am 2. Da, mă, să trăiască. Dar prima întâlnire cu Gigi, o mai ții minte? Prima dată când v-a luat impresat, te-a luat la avion și te-a luat? Nu, cred că primul... După campionat. Da. Primul a fost că acolo, cred că meciul de Champions League cu Sparta Praga. Atunci el a intrat pe autocar și înainte de meci a zis ceva despre meciul, știi? Și atunci am văzut prima dată de da, cine e. Dar tot timpul știu când vine el, la fel el când a intrat atunci, la fel tot timpul când el a vorbit, toată lumea a ascultat ce zice el. A fost așa. Hai cu energia, hai cu magia, hai România, în fiecare zi, în direct la Antena 1.